Bine v-am regăsit la emisiunea Viața merge mai departe. Astăzi un subiect deosebit de sensibil, în general, dar pentru Republica Moldova, poate în special, dat fiind faptul că problematica homosexualității este un subiect extrem de controversat. În Republica Moldova, ori de câte ori lucrurile acestea se pronunță, cineva reacționează foarte, foarte sever. Odată în plus, așadar, vom avea motive să discutăm, cu atât mai mult cu cât invitatul nostru a avut curajul de a veni în fața dumneavoastră și de a spune sunt homosexual. Vom încerca să vedem ce înseamnă acest lucru, care sunt pașii, ce se întâmplă în sufletul unui asemenea om, cum reușește el să accepte, să recunoască, să comunice mai departe aceste lucruri, să trăiască cu această situație și să se integreze eventual într-o societate în care, spuneam, nu există deocamdată decât o dezbatere foarte, foarte aprinsă. Este povestea lui Artiom Zavadovski. Haideți să-l cunoaștem, haideți să vedem cât anume putem să fim de deschiși în raport cu asemenea problematică. Tânăr și vrea să simtă gustul vieții, să profite de toate oportunitățile și șansele de afirmare. Artiom, ca orice tânăr de 22 de ani, vrea să obțină un loc de muncă bine plătit, să fie apreciat pentru ceea ce face și să-și construiască o familie. Știe că le va obține pe toate, deși îi va fi mult mai greu decât celorlalți tineri. Faptul că cineva nu vor accepta familia mea ca fiind netradițională sau diferită, asta nu înseamnă că familia mea n-a să fie familia mea. Fiecare persoană are propria considerație, are propria viziune referitor la familia sau cum se arată familia. Ceva se schimbă, ceva se mișcă. Și eu sunt sigur că și familia mea o să fie fericită. Mai are încredere în ziua de mâine. Speră că atitudinea față de homosexuali se va schimba în Moldova. Iar el este unul dintre cei care luptă pentru acest lucru. Vreau să mă plimb ținindu-ne de mâini cu iubitul meu și nu să fiu agresat sau să stăm la un local și nu să fim agresați de nimeni. Mă miră și mă indignează mereu faptul când cineva spune că tu n-ai dreptul să faci asta, tu n-ai dreptul să fii așa sau să te manifesti. Artiom a absolvit facultatea de limbi străine, a călătorit în Statele Unite și în mai multe țări din Europa. Iar după câțiva ani de voluntariat la organizația GenderDoc, a și fost angajat în calitate de asistent al coordonatorilor de proiecte. Eu am văzut cum poate fi altfel, cum viața poate fi altfel, cum este în alte țări. Și de aia mă implic în viața socială sau în domeniul neguvernamental. Eu mă caut în viața acum la moment. A crescut într-o familie cu 3 copii. Tatăl său a decedat când avea 3 ani, iar Artiom a primit grija și atenția atât a mamei sale, cât și de la soră și fratele mai mare. Când au aflat adevărul, frații l-au susținut și au făcut tot posibilul ca și mama să-l accepte. Am avut 21 de ani când i-am povestit sorei mele și 22 de ani când i-am povestit mamei mele. Și cu sora n-am avut nicio problemă. A fost o acceptare completă, fără probleme, deloc. Pentru dânsa această noutate nu a fost un șoc sau ceva ieșit din comun. Eu știu precis că mama mea a citit
jurnalul meu pe care îl duceam când aveam 17 ani. Apoi, când m-am mutat la Chișinău cu trial, ea a descoperit, l-a găsit și l-a citit și știa din jurnalul acesta că eu sunt homosexual. Numai pur și simplu ea nu vroia să creadă. De asta am fost conștient de la 4 ani. Eu trăiam în armonie cu mine însumi și nu credeam că ceva nu e în regulă cu mine. Deși simțeam că eu am fost, eram diferit, probabil puțin, mă întrebam de ce oare, dacă am o atracție față de băieți, n-am fost născut o fată, că asta a fost imaginea, un exemplu în fața mea și de asta mă întrebam, dar nu mă întrebam de ce eu sunt diferit sau că ceva e nu în regulă. Crede în dragoste, în prietenie, în onoare și decență. Acum nu are un partener de viață, însă știe cu siguranță că prioritar pentru el nu este aspectul fizic sau veniturile, ci potențialul moral și intelectual al persoanei. Dragostea o văd ca un sentiment foarte, foarte important pentru fiecare persoană. Când ești îndrăgostit, îți faci tot posibilul ca să fii împreună cu persoana iubită și sentimentul de dragoste îți înărepează, îți dă speranțe, îți dă emoții pozitive. Nu trebuie persoana alături de mine, pur și simplu că am nevoie de o persoană alături de mine. Eu nu caut, eu pur și simplu aștept. Simte că ar putea schimba multe lucruri din țara noastră, însă condiția în care se află impune anumite priorități. Dacă cineva o să vadă că tu ești așa, tu o să fii înjurat, agresat fizic, numit urât. Și asta e problema, că tu nu poți să te simți liber. Tu trebuie permanent să stai în poză de apărare. Eu nu mă controlez, nu îmi adopt un anumit comportament. Pur și simplu, eu vreau să fiu liber, în societate liberă, să fiu acceptat, nu neapărat să fiu iubit de cineva. Nu vă ascund faptul că vizionarea acestui material a provocat reacții chiar și printre colegii din platou. Nu e ușor pentru Artiom, de exemplu, să se expună aceste discuții. Nu e ușor să expună unei societăți pe care, într-un fel sau altul, asemenea subiecte o incomodează. Îi spun bună ziua lui Artiom Zavadovski. Bună ziua. Mulțumesc pentru că ați acceptat discuția aceasta. Mulțumesc pentru invitație. În material, dacă am reținut eu bine reportajul pe care l-am văzut, se spunea că încă de la vârsta de 4 ani ați fost conștient de faptul că sunteți diferite. Da, e adevăr. Am spus de vârsta aceasta, deoarece aproape aceasta este vârsta de la care îmi amintesc pe mine însumi. Uh-huh. Și de cât îmi amintesc, eu am fost conștient de faptul că îmi plac băieții sau... Când spuneți că vă plac băieții, la ce vă referiți? Ce fel de atracție? Este același tip de atracție pe care, de exemplu, un heterosexual, un bărbat, o simte față de o femeie? La ce vă referiți? Ce înseamnă că vă plac băieții? Dacă vorbim de copilărie, aveam o atracție ca un sentiment față de persoane. Ca când sunt discuții că cineva s-a îndrăgostit cu cineva la vârsta cutare și a avut sentiment de acest frumos. Și de asta mă refer. Nu mă refer la faptul că aveam un sentiment pe care îl au
adulții, da? Uh-huh. Dar din copilărie. Și vedeam că sunt cupluri de persoane, de femei și bărbat, și asta e model, asta e exemplu care, pe care îl trebuie să îl urmăresc sau măcar să mă strădui. Și de aia mă întrebam dacă eu am atracția față de băiat și nu de fată, de ce am fost născut băiat și nu o fată. Uh-huh. Și asta a fost unica întrebare pe care, îmi adresau. Asta a fost în perioada copilăriei, după care ați început, ați intrat în adolescență, atunci când, să spunem, identitatea sexuală se conturează și mai bine. Copiii nu au încă o identitate uh-huh. sexuală conturată. Adulții, în schimb, încep să aibă această identitate. Faptul că v-ați simțit atras sexual de bărbați, la ce vârstă a apărut? Sau aceasta este o chestiune pe care nu v-ați pus-o în discuție mult timp? Probabil de la momentul când a început perioada de tranziție la adolescență. La uh-huh. mine aceasta a început când aveam 12 ani sau 13 ani, uh-huh. Când se formează deja așa în mod foarte elocvent sexualitatea unei persoane. Și în momentul în care ați simțit asta și v-ați dat seama că așa stau lucrurile, ce ați simțit în suflet? Că sunteți diferit? Că acest lucru e ceva rău? Totuși nu erați ca majoritatea? Cum ați gestionat problema aceasta? Eu niciodată nu credeam că ceva e, nu e în regulă cu mine sau că e rău să fie așa. În familia noastră problema asta niciodată nu a fost ridicată, niciodată nu s-a discutat despre homosexualitate deloc. Eu fiind o persoană, nu știu, nu știu ce fel de persoană, dar niciodată nu mă gândeam că sunt sunt mai rău decât alții sau eu conștientizam faptul că sunt diferit, conștientizam faptul că în societatea noastră există alte modalitate sau alt exemplu de cupluri sau cum trebuie să fie văzută dragostea și de aia tăceam. Dumneavoastră spuneți că există un model în societate. Este un model sau este, cum să spun, modul natural în care se petrec lucrurile, de la care dumneavoastră sunteți o excepție? Și nu numai dumneavoastră, homosexuali în general, ar fi o excepție de la normalitate. Așa se spune deseori. Deja având cunoștință anumit, nu pot să spun că este o excepție, este o variantă firească a sexualității umane și de aia nu pot vorbi de homosexualitate ca o excepție a naturii, dar modelul adoptat în societatea noastră este o relație heterosexuală între bărbat și femeie. E un model adoptat sau este faptul că majoritatea așa arată? Așa arată, așa se manifestă, așa se acceptă, așa și se, într-un fel, se impune. Uh-huh. Și având această diferență, când tu știi că ești diferit, da? Că ești homosexual și vrei să ai o relație cu un bărbat, îți spune că nu. Trebuie să ai o relație cu femeie, dar eu n-am atracție sau dragoste față de femeie ca să fiu în relație cu o femeie. De ce credeți că majoritatea heterosexuală reacționează atât de agresiv în momentul în care intră în contact cu un homosexual sau află că cineva este homosexual? Ce îi face pe heterosexual să fie agresivi? Educația. Când persoana crește și se spune că asta este normal, asta este normal, dar asta e abatere de normalitate sau
asta e perversiune, persoana începe să creadă. Și când... Nu e posibil totuși ca reacția unui heterosexual să fie una firească sau spontană în momentul în care este abordat de un homosexual, să spunem? Sunt și așa reacții. Sunt reacții firești, sunt reacții, hai să spunem, normale față de o persoană homosexuală. Și asta tot vine din educația, din cunoștințele pe care le are persoana sau pur și simplu din motivul că tu știi că persoana asta este persoana ta apropiată ție și tu nu poți să spui că tu ești anormal având deja o experiență în comunicare cu persoana asta, da? Și de aici îți vine senzația că, ba da, persoana este adecvată, persoana este normală, uh-huh. Și de aia nu vine așa o reacție agresivă. Simțiți diferența între dumneavoastră și ceilalți? Faptul că homosexualii sunt, să zicem, undeva cam 1% din totalul populației, adică foarte, foarte puțin față de ceilalți, nu v-a creat niciodată un sentiment de îngrijorare? Adică mă întorc la discuția aceea despre excepție. Sunteți totuși o excepție foarte mică în raport cu majoritatea sau o altă variantă a normalității, cum spuneați. Dar pentru că varianta asta e atât de mică, nu e posibil totuși ca homosexualitatea să fie mai degrabă un accident? Eu nu mă întreb de asta. Eu nu mă întreb de unde vine homosexualitatea. Ea este, ea există și atunci trebuie să vorbim cum să facem așa ca și persoanele homosexuale să fie acceptate sau să au familiile lor în societatea predominant heterosexuală, da? Dar dacă vi s-ar spune că mai degrabă ar trebui să fiți obiectul unei terapii, să fiți adus pe calea heterosexualității, aceea fiind calea cea bună, cum ați reacționa la asta? Pentru mine este o aberație și vine din necunoștință sau ignoranța a unei persoane care nu știe ce este homosexualitatea, ce este sexualitatea umană în general și care sunt variante ale acestei. Și dacă persoana vrea să se informeze, sunt deja și cercetări științifice și Organizația Mondială a Sănătății și Asociația Americană a Psihiatrilor, care s-au pronunțat cu 10 ani în urmă că homosexualitatea nu poate fi tratată și nu trebuie fi tratată, pur și simplu acceptată. Și asta e. Cum faceți, cum vă raportați la punctul de vedere al bisericii? Biserica creștină în general, dar nu numai, și musulmanii, și religia iudaică, și alte sisteme religioase mai mari resping homosexualitatea, considerând-o o abatere de la firesc. Uh-huh. Cum vă raportați la asta? Considerați că totuși sunteți creația lui Dumnezeu sau nu vă interesează punctul de vedere religios? Nu știu cum ar fi răspunsul meu, dar ce eu nu sunt o persoană religioasă și familia mea niciodată nu era religioasă și de aia eu n-am avut niciodată ciocniri ale mele în raportul cu religia sau convingerile mele religioase. Dar eu cunosc că și în creștinismul, și în islamul, și în iudaismul există curente care acceptă înureașii homosexuali și totul depinde de interpretare sau de atitudinea bisericii față de persoane sau față de înureașii. Eu nu mă bag în chestia asta, dar și n-am ce
am cu biserica, când eu nu sunt religios, da? Uh-huh. Dar mă indignează faptul că biserica uneori devine foarte agresivă și încită la ură și discriminarea și spune că tu ești o deviere, tu ești o batere de de normalitate și de aia tu ești mai inferior, tu ești mai puțin valoros și așa mai departe. Și asta mă indignează. Înțeleg așadar că dumneavoastră porniți de la ideea că homosexualitatea există, deci trebuie acceptată, deci trebuie integrată social, iar homosexualii nu trebuie discriminați pentru orientarea lor sexuală, câtă vreme viața lor afectivă este identică cu viața afectivă a unui heterosexual, doar orientarea este diferită. Bun, în aceste condiții, există totuși, pe lângă abordarea științifică pe care ați pomenit-o și pe lângă deschiderea unei părți a societății, există și partea cealaltă, care spune, nu, totuși acești oameni, chiar dacă îi privim cu bunăvoință, nu trebuie acceptați așa, ci trebuie discutat cu ei, trebuie să vedem de ce există această abatere de la firesc. Pentru că, în ceea ce privește sexualitatea, de exemplu, în cuplul homosexual nu se pot naște copii. Uh-huh. Iar unii oameni consideră că legea naturală este aceea ca să se apropie ființe de sex opus, în așa fel încât să poată să și procreeze, să nască copii. La homosexual nu se întâmplă asta, așadar dacă nu pot naște copii, înseamnă că ei nu fac parte din normalitate. Ce răspundeți la un asemenea argument? Mi se pare o astfel de abordare foarte îngustă. Când tu vezi numai culorile albe și negre, dar totuși când vorbim de cupluri homosexuale, și ei au copii, și ei pot avea copii și pe calea naturală și... În ce fel pot avea homosexualii copii pe calea naturală? Să-i facă cu o parteneră de femeie? Nu, sau mă refer și la inseminare artificială sau... În cazul femeilor? În cazul și, femeilor homosexuale, și, da. Sunt bărbații homosexuali care au copii prin, cum se numește, maternitate surogată? Sau cu mamă surogată? Da, da, da. Deci, practic, se prelevează un spermatozoid de la un bărbat care se implantează unei femei care naște acel copil pentru bărbatul respectiv, dar bărbatul este homosexual și își ia copilul cu el într-un cuplu homosexual. Și sunt și adopții și sunt foarte multe exemple și, și cercetate și văzute și acceptate în Occident, da? Nu la noi. Dar și la noi există astfel de cupluri. Și de aia eu nu înțeleg, nu toate cuplurile heterosexuale au copii sau nu vor să aibă copii, dar asta nu înseamnă că ei... Da, dar asta ar fi o alegere a lor să nu aibă copii, pe când la homosexual este imposibil să aibă copii pe cale naturală. Sunt... Asta depinde de persoană, de fiecare. Și în raportul cu cuplurile homosexuale, dacă ei vor să aibă copii, ei își găsesc posibilitatea. Bun. Atunci, în această situație, să vă întreb un lucru. Întrebarea pe care heterosexualii o adresează homosexualilor destul de des. Într-un cuplu homosexual, cum poate fi un bărbat o mamă bună? Mi se pare o întrebare foarte... cum bărbat poate să fie mamă în general, dacă e? Poate să fie tată. Și atunci un copil într-un cuplu de homosexual crește cu doi tați? Nu are nevoie de o mamă? În opinia mea, copilul trebuie să aibă exemple de... sau modele de... bărbat și o femeie, da. Dar, sau de nu știu, comportament unui bărbat și unei femei. Dar asta nu înseamnă că neapărat exemplul ăsta sau modelul ăsta vine de la mamă sau de la tată. Când sunt există familii extinse, da? Într-un cuplu de doi bărbați sau de două femei,
copilul acesta poate să aibă și modele de comportament bărbătesc sau feminin, în jurul sunt... Înțeleg, pur și simplu vede mătușe, și în afara cuplului. Da, da. Și de aia eu nu cred că... Dar... Există și copii cu singur tată sau singură mamă. Sunt diferite familii și neapărat... Aș vrea să mă întorc puțin la exemplul familiei dumneavoastră. Ați spus că primii care au aflat despre orientarea dumneavoastră sexuală au fost frații, fratele și sora. Sora, mama și apoi fratele. Și apoi fratele. Care dintre ei a acceptat cel mai greu? Mi se pare mama. Mama. Da, ea e mai în vârstă. Ce i s-a părut mamei greu de acceptat? Nu faptul că eu sunt homosexual, dar faptul că cum m-ar privi societatea. Asta a fost faptul cel mai greu. Nu faptul că eu sunt homosexual, dar cum eu voi fi acceptat sau văzut de vecini, de rude, de colegii. Da. Asta e o întrebare. Cum vă văd vecinii, rudele, colegii? Mă văd așa cum și mă privea și înainte de coming out-ul, da? De când am povestit. Eu mereu eram un copil bun, învățam la școală, aveam note bune și am fost privit așa ca o speranță pentru familie, că noi provenim dintr-o familie, aș spune, cuvenit foarte modest și de aia. Mereu educația a fost pusă pe cale ca o ieșire, da? La nivel. Și eu mă întrebam dacă eu sunt privit așa de bun, dacă eu sunt atât de iubit și îngrijit, de ce oare ar fi o problemă dacă eu spun că eu sunt homosexual? Și am încercat, am spus. A fost o perioadă grea pentru mamă, s-a trebuit un an pentru a mă accepta, dar după asta nimic nu s-a schimbat. Ea mi-a spus pur și simplu să ai grijă de tine, că tu știi în ce societate trăiești și mai ales că eu lucrez într-o organizație care apără drepturile homosexualilor. Pentru dânsa problema este atitudinea societății față de mine și de ceilalți, nu faptul că eu sunt homosexual. Aș vrea să vă propun să ne uităm puțin la niște păreri ale unor apropiații dumneavoastră despre dumneavoastră și despre felul în care vă percep acum după ce ați făcut această mărturisire publică. Haideți să vedem. Iar tu m-a venit ca un voluntar foarte activ. Este un băiat foarte deștept, cunoaște foarte multe. Este o persoană care mai mult lucrează, mai mult face decât vorbește. Întotdeauna face totul la timp, face foarte calitativ, dacă este vorba despre lucru. Este foarte interesant ca persoană ca să discuți cu el, pentru că cunoaște foarte multe lucruri și cunoaște lucruri din diferite domenii. Deci nu te poți plictisi cu el când discuți. Iată, așadar, sunteți apreciat într-adevăr pe, să spunem, partea profesională a lucrurilor. Putem spune că opțiunea sexuală nu se amestecă cu performanțele profesionale, puteți fi foarte bun la locul dumneavoastră de activitate și cum anume doriți să vă orientați sexual este deja o chestiune privată. Da? Cam asta ați vrea să înțeleagă societatea. Eu nu-mi doream o anumită orientare sexuală. Așa a fost dată, da? Și eu niciodată n-am avut de ales, da? Dacă cineva, nimeni nu a venit și nu m-a întrebat vrei să fii așa, așa sau așa, alege. Nu, asta nu a fost așa.
sexualitatea mea este ceva dat, da? Și eu nu mă întrebam dacă e bine sau rău. Mă acceptam întotdeauna așa. Și de aia eu nu vorbesc de opțiuni, da? De faptul cum eu pot trăiesc în pace în societatea care mă vede un pervers. Da? Și asta nu contează. Orientarea sexuală a fiecărui nu afectează însuși personalitatea. Uh-huh. Asta este o parte a caracterului, a personalității fiecărui. Haideți să mai urmărim și părerile unor prietene de la dumneavoastră și apoi am să vă pun niște întrebări care să încerce să rămânească cumva faptul că nu ați avut de ales, în schimb ați avut, în ce privește orientarea sexuală, în schimb ați avut o presiune din partea, și aveți o presiune din partea societății. Haideți să vedem. Este o persoană inteligentă, deșteaptă, care ai permanent să poți să ieși la orice petrecere și nu-ți va fi genă că este homosexual sau nu știu ce acolo și cum ar crede lumea despre dânsul. Știu că este foarte greu și este frică când o persoană agresivă vorbește despre homosexual. Pe care cred că își definește dragostea pentru el așa cum o înțelege și nu a fost nevoie să discutăm. Să înțeleg că nu l-ai văzut niciodată îndrăgostit. Probabil nu. Cel mai mult ne place să discutăm despre evenimentele care au loc în Republica Moldova. Prietene, așadar, de sex feminin, ca să spun așa, sub presiunea societății, ați încercat vreodată să vedeți dacă nu vă puteți îndrăgosti de o femeie? Nu, că asta nu e a mea, că eu n-am atracție față de femei în mod în care un bărbat heterosexual are atracție față de femei. Eu nu încercam, da, există cazuri, asta e foarte individual, sunt persoane homosexuale diferite care trec prin toatele, da? Uh-huh. Și poate ei încerc. Eu niciodată n-am încercat, deoarece n-am avut presiune din fața familiei sau din fața colegilor mei de clasă, de grupă. Și de asta mă bucur foarte mult, că n-am fost stresat, n-am fost presat să mergeți pe anumită direcție. Da. Suntem foarte aproape de finalul acestei discuții, fie că sunt, fie că nu sunt de acord cu dumneavoastră, e mod evident, prezența dumneavoastră aici e un act de curaj, pentru că încă lucrurile acestea în societatea moldovenească nu sunt lămurite. Vă întreb, cum va merge viața mai departe pentru dumneavoastră în Moldova în acest moment? E întrebare foarte interesantă. Cred că viața să meargă foarte interesant. Eu deja văd schimbările și mă bucur că sunt partea acestora. Și totuși cred că voi fi fericit, o să am familie și voi fi acceptat. Mulțumesc mult pentru prezență și dumneavoastră pentru răbdare. Sunt convins că unii dintre dumneavoastră au reacționat cu indignare, alții au rămas să mediteze la ceea ce Artiom a spus. Noi, tot ce pot să vă spun e că ne întâlnim și săptămâna viitoare cu un alt subiect. Știți de ce? Pentru că pur și simplu viața merge mai departe. La revedere!